A debutat cu dreptul în noua ediție de campionat, reușind să câștige partida cu CSU Craiova, scor 2-1. Ioan Hora a adus victoria gorjenilor în ultimul minut al partidei desfășurate la Severin. Petre Grigoraș a apreciat la finalul partidei determinarea elevilor săi, care au luptat până la ultimul fluier pentru a obține cele 3 puncte. Pandurii a deschis scorul la Severin prin Herea, însă oaspeții au egalat în minutul 89. Când nimeni nu se mai aștepta, elevii lui Grigoraș au marcat golul victoriei, iar tehnicianul gorjenilor a ținut să-și felicite elevii. Am suferit mult astăzi, am avut șansă, trebuie să recunoaștem, dar în fotbal, fără suferință și fără șansă, nu prea poți să realizezi nimic. Poate alte meciuri le-am pierdut în ultimele minute acum. Am primit și un cadou nesperat în prima repriză la 0-0. Trebuie să fie și mulțumiți că le-am făcut și noi un cadou la acel penalti. A fost o echipă mai prezentă, mai omogenă. Este clar că sunt mai omogen. Ei au făcut foarte puține schimbări la nivelul echipei. La noi știți foarte bine că s-a schimbat jumate de lot și nu e atât de ușor, măcar cu cei străini, să se adapteze măcar cu clima de aici și cu orașul și mai departe. Deci țin să apreciez în primul rând atitudinea. Herea a vorbit despre partida cu CSU Craiova. Mă bucur foarte mult pentru această victorie, mă bucur foarte mult că am reușit să-mi scriu. A fost un meci foarte important pentru noi, ne doream foarte mult să plecăm la drum cu o victorie. Mă bucur foarte mult pentru jocul nostru, chiar dacă în prima repriză nu a fost foarte strălucit. Important este că am reușit să înscriem 2 goluri și am reușit să câștigăm împotriva Craiovei. Pentru Pandurii urmează partida cu Maccabi Tel Aviv din Europa League.